De obicei, masa de Paște este una extrem de bogată. Oamenii pregătesc diferite feluri de mâncare, iar mulți uită de măsură și gustă cu poftă din toate bucatele tradiționale, apoi ajung la spital cu indigestii grave. Și pentru că masa de Paște este udată întotdeauna cu un pahar, medicii ne sfătuiesc să nu facem excese. E adevărat, carnea de miel este destul de toxică și mai ales pentru pacientul vârstnic și pentru copii, iar oul roșu trebuie consumat așa cum se cuvine și atât cât se cuvine. Nu trebuie să facem excese și să ne transformăm masa de Paști doar în consum de ouă și cozonac. Cei care nu vor ține seamă de aceste recomandări riscă să ajungă la spital. Excesul de mâncăruri și băuturi alcoolice pune în pericol mai ales sănătatea celor care au ținut postul Paștelui. Revenim cu rugămintea de a păstra cumpătare în tot ceea ce înseamnă îndestulare în ceea ce, din punctul de vedere al alimentelor și al mâncărurilor tradiționale de Paști. Da, se pot consuma, dar cu mese mici, cantitativ și dese. An de an, în perioada sărbătorilor, camerele de gardă ale spitalelor sunt luate cu asalt de cei care uită măsura și gustă cu poftă din bucatele tradiționale.